întâlnit astăzi o echipă din prima jumătate a clasamentului, Steaua București. Noi am făcut o primă repriză foarte bună. Am condus la pauză la un gol. Din păcate, repriza a doua nu am mai putut face față din punct de vedere fizic, iar Steaua s-a detașat la 8 goluri. În momentul acela noi am încercat să le dăm minute și băieților tineri și pentru asta mă bucur foarte mult, pentru că au făcut față cu brio meciului cu Steaua, mă refer la cei mici. Am început foarte bine meciul în prima repriză, am fost încrezători în noi, dar pe a doua repriză nu știu ce s-a întâmplat, probabil că a intervenit oboseala, sincer nici noi nu știm, am fost încrezători în forțele noastre, dar se pare că rezultatul nu a fost cum ne-am așteptat. O primă repriză destul de grea din anumite puncte de vedere. Am lucrat destul de mult cu ei și se pare că o mare parte din jucătorii echipei Steaua nu au înțeles ce înseamnă să joci împotriva echipei din Reșița. Un rezultat care nu ne caracterizează la pauză. Mă bucur din suflet că ei au înțeles într-un final că nu ne putem compara cu Reșița dacă vrem să ne batem cu CSM și cu Constanța. Da, un meci cu două reprize diametral opuse. În prima, nu știu, pun pe seama faptului că am fost mai relaxați având în vedere pozițiile din clasament și știam că jucăm cu un adversar care este în subsolul clasamentului. Dar asta nu scuză să zic evoluția noastră din prima repriză. Important că a doua repriză am jucat primele 15 minute mai exact în apărare, am dat golul ușoare pe contraatac și acolo s-a decis istoria acestui meci.